Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou experiment la Football Manager. E bine, astăzi mergem în capitala Angliei, mergem la Londra și vom urmări ceea ce va reuși Antonio Conte pe banca celor de la Tottenham. E bine, a preluat acum 3 săptămâni Antonio Conte această echipă. O echipă care nu reușește să câștige trofee de ani buni. Au adus un antrenor extrem de interesant și important, un antrenor care a câștigat foarte multe trofee în ultimii ani. Un antrenor care a reușit să câștige campionate cu Juventus, a reușit să transforme naționala Italiei într-o națională extrem de importantă. După la Chelsea a luat trofeul Premier League, s-a dus la Inter și a reușit să câștige Scudetto cu Inter sezonul trecut. Iar în acest moment vine pe banca celor de Tottenham, o echipă care se află într-o situație foarte dificilă, o echipă care nu se regăsește, care a început sezonul cu Nuno Espirito Santo pe bancă și a trebuit să-l schimbe pe acesta după doar 10 etape. E bine, Conte în acest moment are 3 meciuri deja pe 4 meciuri pe banca celor de la Tottenham, 2 în Premier League, 2 în Conference League. A reușit să câștige 2 meciuri în Premier League, unul în Conference League și o înfrângere în Conference League, ultimul meci acum câteva zile. E bine, arată că poate schimba această echipă, poate schimba mentalitatea acestei echipe, însă avea foarte, foarte mult de muncă Antonio Conte la Spurs. Arată de o echipă de jucători foarte slabi mental, jucători care în acest moment suferă foarte mult, în special aici mă refer la Harry Kane. Nu se regăsește Harry Kane după ce sezonul trecut a fost printre cei mai buni marcatori în Premier League. În acest sezon arată foarte, foarte rău. Probabil că încă suferă pentru că a ratat transferul la City în vară și probabil mintea lui nu mai este la Tottenham în acest moment. E bine, Conte a zis că dacă nu își va reveni și nu va începe să joace fotbal, el probabil va renunța la Kane și cred că în iarnă Kane va pleca. E bine, vom simula următoarele 3 sezoane, de fapt 2 sezoane va avea Antonio Conte la dispoziție. Din nou, nu avem la dispoziție rezultatele din realitate, nu putem prelua echipa din momentul în care a luat Conte, care a preluat Conte echipa. Pur și simplu vom simula următorii 2 ani, pentru că Antonio Conte are contract până pe 30.06.2023, așadar 2 sezoane pe bancă. Vom simula și vom încerca să vedem dacă Spurs va câștiga vreun trofeu în următoarele 2 sezoane sau poate chiar mai mult dacă Antonio Conte își va prelungi contractul. Da, cam atât cu introducerea, hai să simulăm primul sezon și să revenim la finalul acestuia să vedem pe ce loc va termina Spurs și dacă Conte va reuși să câștige cel puțin un trofeu în primul sezon pe banca celor de la Spurs. Revenim imediat cu rezultatele. Se încheie primul sezon în Premier League, primul sezon simulat de astăzi și mergem direct la Conte să vedem dacă încă este nou. Da, experiment eșuat încă din prima. Conte nu mai este pe banca celor de la Spurs, a fost demis de Spurs. Hai să vedem cât a rezistat pe bancă. Foarte, foarte ciudat de ceea ce s-a întâmplat. E bine, a fost demis pe data de 27-a 2-a, așadar a reușit să reziste pe bancă Antonio Conte doar până în februarie. După Stuart Lewis a fost interimar, iar după Marcelo Bielsa, la o lună după ce a plecat Antonio Conte, a venit pe banca celor de la Spurs. Interesant, Marcelo Bielsa. Bine, bine, Conte n-a reușit absolut nimic în primul sezon la Spurs. Termină Spurs pe locul 9 în afara Europei.
Nu e mare indiferență față de ceea ce au făcut sezonul trecut. Să vedem, sistemul 4-3-3 joacă în acest moment. Spurs cu Bielsa pe bancă. Probabil, unde suntem? Da, probabil aici. Da, aici a fost decisă soarta lui Conte în ianuarie, luna ianuarie și începutul lui februarie, o lună dezastruoasă pentru Spurs, 5 înfrângeri consecutive și probabil aici a fost demis Antonio Conte. Ce drept, nici rezultatele după ce a venit Bielsa nu au fost unele strălucite, chiar slăbuțe putem spune. Nu știu dacă putem să vedem aici pe ce loc se afla Spurs în acest moment. Nu putem vedea, nu putem vedea, da. Asta e. Se pare că a jucat o finală de cupă, a jucat finala Carabao Cup cu Man United Tottenham pe Wembley și a pierdut-o Greenwood și Cristiano Ronaldo a marcat pentru Man United, Mateus și Nunes a marcat pentru Spurs. Când s-a jucat această finală? 27 a 2, dar Antonio Conte nu mai era pe bancă în acel moment. Era deja interimarul pus. Și dar finală de Carabao Cup, ia să vedem în FA Cup ce s-a întâmplat. FA Cup Final. Nu a ajuns în finală, nici în semifinală, sfertul, nici atât. Runda 5. Nici măcar în runda 5 n-a ajuns, runda 4. Runda 4 a jucat cu Norwich și a pierdut cu Norwich în FA Cup. Hai să vedem în grupa de Europa League cum s-a prezentat. Ne interesează să vedem toate grupele. Așa, a fost în grupă cu Trabzon, CFR Cluj și Borac. Tottenham a terminat pe primul loc, 14 puncte în grupa asta. Bine, hai să vedem un first knockout round. First knockout round, Tottenham, unde ești? Tottenham. Nu este Tottenham, ce crezi? Păi de ce mă, că s-a calificat mai departe. Sau ia să vedem, poate a jucat direct în second. Da, a jucat în second, knockout round. A trecut de Malmö 6-0 la general. După, în sferturi, scoate Roma la penalty. Foarte, foarte dificilă această dublă cu Roma. Dominată pe urmă de Roma. A avut chiar 1-0 Spurs la Roma, însă a întors Roma Shomurodo și Borja Mayoral l-a marcat. De la Lee a ratat penalty și Son a ratat ultimul. Și practic Tottenham a părăsit în turul 2 aici eliminatoriu această competiție. Da, a fost foarte aproape să câștige un trofeu ce drept, Carabao Cup, dar foarte, foarte puțin. Așadar, din păcate, nu reușește Antonio Conte să aducă nici măcar un trofeu la Tottenham. Nu rezistă nici măcar un sezon pe bancă, probabil și din cauza neînțelegerilor cu patronul. Hai să vedem dacă s-a făcut un transfer. Cel mai important, Mateus Nunes de la Sporting, 51 de milioane. Ia să vedem, arată pe ce dată a fost adus. Nu arată pe ce dată a fost. De fapt, hai să vedem aici pe ce dată a fost adus. Pe 17-a. Încă era Antonio Conte pe bancă, dar primul transfer important al lui Antonio Conte, Mateus Nunes, mijlocaș central portughez de la Sporting. Arată interesant, 51 de milioane mi se pare foarte mult. Brian Hill a fost cumpărat de la Sevilla, dar deja era făcut acest transfer. La fel și Emerson Royal. Hai să punem în funcție de dată cel mai bine.
Pape Sar, Pape Matar Sar, mijlocaș central, a dus de la Metz pe 13.750.000. Arată bine acest senegalez. Sar, Hill, Romero, Golini erau deja făcute aceste transferuri. Vine Niklas Süle pe 20 de milioane doar de la Bayern. Transfer super, super interesant făcut de Conte. L-au dus pe Barkley pe 7.500.000, Mateusz Nunes 51 de milioane mai devreme. Julian Alvarez, excelent acest transfer, un jucător care arată foarte, foarte bine, argentinian de 22 de ani, de la River Plate, doar 5.750.000 cu bonusuri. Hai să vedem cât a jucat. A jucat foarte puțin, 8 meciuri, un singur gol și un singur assist. E un transfer care în viitor va arăta foarte, foarte bine acest Julian Alvarez. Și Akanji a venit de la Dortmund pe 31.1.750.000. Toate transferurile sunt făcute de Conte, în afară de acestea 3-4. Nu știu, acest Matar Sar, n-am auzit de el, nu știu dacă a fost deja adus de Spurs sau adus de Conte. Ce e clar este că aceste 5 transferuri sunt făcute de Conte și transferuri ok, transferuri bune pentru Totea. Să vedem dacă a vândut ceva important. Da. La Mela Foyt, Sissoko, da, nu au făcut transferuri foarte, foarte importante. A surprinzător, încă îl vedem pe Harry Kane acolo în atac. Un sezon slab pentru Harry Kane. De fapt, nu, cifrele arată destul de ok pentru Harry. 20 de goluri în 36 de apariții, 9 asisturi, 5 man of the match. Nu e rău, probabil era mult mai ok în sistemul folosit de Conte cu doi atacanți. Son, 37 de meciuri, 13 asisturi, 13 goluri, 2 asisturi pentru Son, sezonul făcut. Vedem pe Alvarez folosit ca mijlocaș dreapta, probabil și de aici forma lui slabă. N-a jucat ce trebuie. Vedem Mateusz Nunes, 16 meciuri, 3 goluri, 1 asist, nota 7. Nu e wow, dar nici foarte rău pentru acest mijlocaș central. Da, Lot care arată bine, Lot care arată ok, ceva transferuri interesante, însă ceva nu s-a pupat acolo, n-au ieșit lucrurile așa cum ar fi trebuit în capitala Angliei, la Londra, pentru Antonio Conte. Da, din păcate, experiment eșuat, experiment nereușit pentru Antonio Conte. Eu sper ca el să rămână cel puțin 2 sezoane la Spurs, pentru că nu cred că poate fi judecat pentru acest sezon. A preluat echipa din Mers, se văd ceva lucruri bune la Spurs, dar e clar, are nevoie de mai mult, are nevoie de calitate mai mare, are nevoie de jucători și probabil dacă va rămâne, va reuși să construiască o echipă destul de competitivă acolo la Spurs. E bine, nou experiment astăzi, din păcate nereușit, din păcate Antonio Conte a părăsit echipa destul de devreme, nici măcar n-a terminat sezonul pe bancă și nu mai vorbim de trofee aduse la Spurs. E bine, aici se încheie acest episod. Mulțumesc pentru atenție, toată de auditor. Vă